situații foarte multe activăstru. Și aș spune că sunt încântat să avem tradiția voastră de seamă la o nouă activitate organizată de CCD în colaborare cu asociația Cascărilor Vascuie. Vrem să lansăm revista Cascărilor Vascuie. Vrem să facem o discuție cât mai amplă despre rolul dascălui în societatea românească. Și sper să ne regăsim în, și fiecare din noi să luăm ceva din fărâma cu domnul Trandafir. Eu așa văd imaginea dascălului român și așa mi-amintesc eu învățătoarea pe care am avut-o, doamna Corbingeanu din Buș, o învățătoare de excepție și Dumnezeu să-i dea sănătate, m-a învățat carte. Și nu carte, eu prin carte nu înțeleg numai matematică, română, citire sau așa. Să te înveță, să știi, să cauți, să știi, să ai tot timpul o flacără, o dorință nestinsă de a acumula cunoștință. Deci asta este rolul cel mai important la școli, să-i învățăm, să caute, să-și umple creierii de cunoștințe noi, care să le folosească. Să nu spună niciodată am învățat de ajuns. Niciodată nu știu. Cu cât, cel puțin din punctul meu de vedere, cu cât trec anii, cu atât îmi dau seama că am mai mult de învățat. Și tot timpul spun, Doamne, ce profesor slab pot să fiu, pentru că n-am reușit să învăț unui lucru. Și sper că, și cred că așa sunt marea majoritate a cadrelor didactice și merităm noi cadre didactice mai mult. Așa, pe timpul meu erau altfel copii. Tot timpul, pe timpul trecut, sunt alți copii. Trebuie să ne adaptăm la ei. Eu vreau să urez succes organizației, vreau să cred că va fi o zi frumoasă. Nu vreau să vă plictisesc mai mult și să vă doresc mult succes în activitate și multe împliniri profesionale. Eu consider că marea satisfacție a noastră a dascălilor este împlinirea profesională și împlinirea profesională noi o vedem prin feedback-ul de la părinți. Dacă părinții sunt mulțumiți de noi, înseamnă că ne-am făcut treaba și contează mai mult. Mai întâi vreau să vă propun să ascultăm imnul învățătorilor, imn care s-a cântat în perioada interbelică, în perioada când exista această asociație a învățătorilor din România. Am invitat
Unii au răspuns invitației, alții nu. Domnișoara Gabriela Plăcintă, inspector general al Inspectoratului Județean Vaslui, domnul inspector Nicolae Ionescu, de asemenea inspectorul cadru Inspectoratului Județean Vaslui, care îi mânăm și revistă, doamna inspector Petronela Năstase, inspectorul nostru, doamna inspector Busoana, doamna inspector Doica Popescu, domnul director Opa Cristinel, garda noastră. Domnul profesor Bichineț Corneliu, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, domnul profesor Gelu Bichineț, directorul Bibliotecii Județene Nicolae Milescu Spătaru, doamna Oceanu Mihaela, bibliotecar în cadrul Bibliotecii Județene, domnul Chiriac Laurențiu, directorul Muzeului Județean, doamna Oltea Rășcanu Gramaticu, profesorul nostru de istorie, domnul Nicolae Parpalea, care este aici, este absolvent al Liceului Pedagogic Bârlad, fost elev al doamnei profesor Rășcanu, colegul meu de clasă, fost atunci 1927, în luna iunie, s-a reactivat în 28-29 octombrie în 2006, în urma unui congres care a avut la Arad. Președintele Agiro este domnul profesor Don Haviorel din Arad. Unii dintre noi îl mai cunoaștem, l-am văzut. Asociația Învățătorilor din Vaslui este membra Agiro și acum să vă prezint câteva date și despre Asociația Învățătorilor din Vaslui. Un scurt istoric. Asociația Învățătorilor din Vaslui se vrea a fi o continuatoare a Asociației Învățătorilor din Vaslui, deci exact aceeași denumire, care a funcționat în perioada interbelică. Unul dintre directorii de seamă, președinte de seamă ai asociației, a fost domnul învățător Gheorghe Vierescu. O să mai auzim despre el. Așa. Cum a luat ființă asociația, membrii activi, membrii care participă activ, plătesc cotizație la activități, membrii simpatizanți, membrii care sunt mai puțin, plătesc cotizația, dar mai puțin, și membrii de onoare. Actualmente, asociația noastră nu are niciun membru de onoare. Noi, în programul de activități al asociației pe următorii 4 ani, ne-am propus ca un număr de 5 membri de onoare să facem în acești 4 ani. Eu m-am gândit la câteva personalități și s-au gândit și alți colegi și am fi prezint astăzi să-i aprobăm direct în Consiliul Director al Asociației. O să fie un proces verbal, să semnăm toți și aprobăm. Eu vi prezint pe fiecare. M-am gândit la domnul profesor Ștefan Cupoș. Cred că nu e cineva dintre noi să nu-l cunoască. Profesorul nostru de la Liceul Pedagogic și directorul nostru al Liceului Pedagogic Alexandru Blahuță din Vârlanda. O altă personalitate la care m-am gândit este doamna profesor Oltea Rășcanu Gramaticu. Și la fel profesoara noastră de istorie, nu? Și de istorie. O altă personalitate la care m-am gândit eu este domnul profesor dr. Nicolae Ionescu. Este profesor de istorie
este inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Școlar Județean, este domnul profesor care a participat la atâtea și atâtea inspecții de grad. De veșnicii. Lucrări de susținere de la grad 1 și așa mai departe. Eu cred că merită să fie membru de onoare al asociației noastre. De asemenea, am mai propus eu de colegul meu drag și prieten, Nicolae Parpalea. L-am mai prezentat, îl mai prezint o dată. A fost învățător la început, deci a fost colegul meu, al lui Ion, de clasa lui Vasiliu, al lui Focșa. A fost învățător în sat, în Comuna Gârceni prima dată, după aceea în satul natal și după aceea a urmat cursul facultății de drept, terminându-le, intrând la facultate cu o medie sesorona de mare. A fost atâția ani în Vaslui judecător, procuror, avocat. Merită din plin să fie, cred eu, membru de onoare al asociației. Nu numai în primul rând pentru că este învățător la BASU. Actualmente este pensionat. Așa. M-am gândit și la altă personalitate și nu întâmplător am lăsat-o la sfârșit. Este domnul profesor universitar dr. Constantin Cucoș, care este director al departamentului pentru pregătirea personalului didactic de la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Facultății Universității Alexandru Ioan la Iași. De ce m-am gândit la acest lucru? La fel este domnul profesor care a participat câți dintre noi la inspecție pentru grad de la cea mai importantă dintre cele activități prezentate este lansarea școlii noastre primare din cuprinsul județului Vaslui și ale slujitorilor ei, vor vedea lumina tiparului, vor circula ca sânge viu, cimentând solidaritatea învățătorească în lupta pentru răspândirea luminii. Spunea, este un citat din Gheorghe Vierescu, deci unul dintre președinții Asociației Învățătorilor din Vaslui din perioada interbelică. La 1 ianuarie 1935 se înființează revista Învățătorimea Vasluiană, una din publicațiile temeinic vasluiene, cu o apariție consecventă, a fost revista Învățătorimea Vasluiană. În format de broșură, ea apărea într-o tipografie locală ca organ al Asociației Profesionale Învățătorești. Redactorii și colaboratorii ei, între care Octav Botez, Dumitru V. Toni, Gheorghe Vierescu, Vasile Vartolomei, Dumitru Cotoranu și Constantin Didilescu. Îl știm mulți dintre noi, da? Au căutat să realizeze funcția acestei reviste de tribună literară, pedagogică, de făgaș instructiv educativ al masei de învățători. Ca să vorbim de deacuși, mulțumesc, domnul decanul județean, doamne inspector școlar și domnule președinte al Asociației Învățătorilor, dragi colegi, în primul rând, dragi învățători, într-adevăr este un moment cu totul deosebit, lansarea unei reviste și mai ales punerea în aplicare, să știți, a acestui deziderat care de decenii, să știți, că frământă pe unele cadre didactice din Vaslui, pentru că învățătorul este într-adevăr talpa țării, el este cel care modelează conștiințe, modelează caractere și el a avut într-adevăr un cuvânt de spus în propășirea neamului românesc. Și chiar nu întâmplător, în lansarea acestei reviste, în acest templu al educației, care este casa corpului didactic, care încălzește și luminează pe dască și pe copiii care vin aici, într-adevăr, este un moment cu totul remarcabil. Și relevanța foarte importantă care l-a făcut Spiru Hareț, anul trecut s-a împlinit exact 100 de ani de la trecerea în
eternitate în lumea celor drepți. L-am sărit din cu Ionescu și parcă am vrut să recuperez. Dar nu-i vina mea, să ducă peste mulți să vorbească acolo despre unirea cea mică. În altă ordine de idei, așa cum știți, Dumnezeu nu citește ziare, ca atare ne-a oferit un papă cu nume de sfânt pentru săraci. Așadar, credința a fost scoasă din turnul de Fildeș și adusă la picioarele poporului credincioșilor. Cu acest gând, permiteți să încerc și pe versul distinsei profesoare Pontea Rășcanu Gramaticu, un formator de opinie în Bârlad, președinte al Societății de Istorie și, în același timp, un dascăl de suflet pentru mulți dintre dumneavoastră, așa cum și părinții mei bănuiesc că v-au fost profesori. E vorba de Chiriac Florin și Chiriac Petra. În altă ordine de idei, demersul științific de data aceasta al profesoarei Oltea Rășcanu Gramaticu, intitulat simplu și fără echivoc personalități bârlădene dicționar, nu este neapărat o continuare a mai vechiului demers a unui alt distins dascăl bârlădean, arhicunoscut, de data aceasta slujitor al vestitului Colegiul Național Gheorghe Roșca Codreanu, e vorba de profesorul de chimie Traian Nicola, cel care a scos 6 volume intitulate Valori spirituale tutovene, în care a abordat de altfel toate personalitățile Bârladului și când mă refer la personalități, nu mă refer neapărat la oamenii născuți în Bârlad numai, ci și la oameni care au contribuit la cultura, la tradițiile Bârladului sau care s-au format în Bârlad, cum o parte dintre dumneavoastră sunteți și aici prezenți, și o să vă regăsiți în acest dicționar, dar e vorba în general de oameni care au contat, oameni de seamă, care au rămas ca nume și ca faptă în memoria colectivă bârlădeană. De altfel, spuneam și altă dată că timpul este mereu nemilos cu noi și cu oamenii în general. El este ceva care distribuie tuturor lucrurilor toată durata lor precisă și le face să participe la ce a fost, ce este și va fi, fără ca el însuși să devină durat în înțelesul sensibil. Din acest punct de vedere, se pare că odată cu pleiada de personalități bârlădene de la mijlocul secolului al XIX-lea și până la finele perioadei interbelice, cu preponderență doamna profesoară se ocupă de această pleiadă extraordinară de cultivari bârlădeni, de fapt, vorba de acei pașoptiști bârlădeni, ca să fiu mai precis, spuneam că acel trecut glorios al istoriei, culturii și științei bârlădene ne marchează și astăzi, pentru că acei oameni au adus contribuții care au meritat să fie consemnate și cunoscute de noi. Tocmai acea pleiadă a făcut ca Bârladul să nu ducă niciodată lipsă de talente de oameni mari, iar tot ce a rămas în urma unui individ a fost numele său. Cu toate că s-au scurs mai bine de 100 de ani de atunci, eternizarea lor e încuvințată de fiecare bârlădean și este ca atare recunoscută. Pentru că vechea pleiadă de personalități bârlădene a fost și prima care a făcut de și purtător de cuvânt ai tuturor bârlădenilor. De altfel, cea mai mare izbândă a genului lor tutelar, și am să îi amintesc ca nume pe câțiva dintre ei, este tocmai această întoarcere a poporului, a bârlădenilor, cu fața către viitor. Altfel spus, prin ceea ce au făcut ei, au dat perspectivă orașului și oamenilor care i-au urmat ca generații. Vechii intelectuali ai Bârladului reprezintă un tărâm al plăsmuitor de viață și eternitate, o zonă care te predispune la a gândi totul într-o altitudine morală, contemplativă, care să-ți dea pecetea că ești bârlădean. Ești în patria neuitată al domnitorului Alexandru Ioan Cozat, pe care bârlădenii a fost 20 martie, împreună cu doamna profesoară sau primul în urmă ei. Îl vom cinsti în cadrul zilelor Cuza, iar sufletul lor cântă în trupul lui nostru eterna lor energie și de asemenea prin nostru simțământ de a le recunoaște valoare. Este de fapt o
plăcută nostalgie a orizontului ce ne-a devorat ființa atunci când de fiecare dată le-am amintit numele. Și așa vom spera că vom putea cu toții, prin intermediul acestui dicționar în două volume, să ne eliberăm angoasele și mai ales singurătatea de pe marea de sânge a sufletului nostru. Vă mulțumesc! Continuați cu a doua. Da, bine, am înțeles. A doua carte este, de fapt, este o poemă superbă a călătoriilor Olteroșcanu Gramatic. A fost mai mereu ascunsă câte o lacrimă a sufletului, căci pentru ea timpul s-a topit în versul de meditație asupra neagrișilor lumii. Provinciile trupului ei s-au revoltat deseori și ne-au arătat-o ca pe o continuă luptă cu dulcele amare al plăcerii de a călători. De altfel, mare aventură din această țară a Dragonului Roșu, care, pe lângă citadela sfidării imposibilului, mă refer la Marele Zid, chinezesc, tradiția mureră prin joc și performare, tărâmul asiatic trăiește în iubire și va avea demnitatea de a se descătușa cu înțelepciune. Sigur, autoarea amintește și de spre Thailanda, țara surâsului, ținut de altfel al durerii transmise prin surâs candid, unde drama oamenilor se consumă și acum prin ochii calzi, îngealați și umezi ai fecioarelor, dar și prin persiflarea zilnică a ospitalității ostentative față de străini. Desigur, aș aminti și Cambogia, Birmania, templul de Angkor și toate acele ținuturi de legendă pe care autoarea chiar le-a străbătut și le-a trecut prin filtrul sufletului și minții ei. De altfel, hoinărind pe aceste meleaguri, n-ai cum să nu se sizezi în aventura autoarei o anumită muzicalitate a trăirilor, natura ca stare sufletească sau înălțarea prin iubire divină și de oameni, o stare de neliniște, o atracție a teluricului, o evadare din singurătate, mister și agonie. Sigur că autoarea, în câteva capitole aparte, s-a oprit și la Mama India, unde autoarea a văzut sfințenia fluviilor, înălțimile cerului și Militarul Pacificului, cum mai este numit, unde parcă simți că viața trăiește cu fața la soare, încă plină de credință, unde practic o oglindă a confortului și un voiar de vis te așteaptă, dar și o chemare a sufletului ei, autoarei, la Tarifas, cu străveziile apele creștaș, cu azurul imaculat al cerului de deasupra insulițelor cu plaje de nisip fin. Și aș aminte aici de Bahamas, de misterul Bermudelor, de Honduras, Belize, unde fantasmele acestor lumi inedite manipulează cu finețe inima călătorului din umbra dramelor vieților maiași. Așadar, lirică și de mare sensibilitate în această carte, doamna Oltea Burladului, cum o numesc eu și probabil sunteți și noastră de acord, rămâne pentru noi o permanent admiratoare de esențe, de ceea ce exprimă sau ascunde fenomenal. Geamătul de curie al inimii ei, zdruncinate de această existență implacabilă, l-am putut auzi foarte clar și în această a șaptea carte de călătoria sa, plină de altfel de simboluri ale unor lumi nebănuite. Autoarea ne dă prin multiplele sensuri ale călătoriei sale încântarea nostalgică a văzducurilor spiritului uman, iar poema sa de călătorie, așa cum place mie să spun, va rămâne pentru noi veșnicul ochi al sufletului care râde, dar și lacrima cele care s-a străduit să ne păstreze pentru un timp fericirea. Vă mulțumesc! Dar asta este situația, sunt invitata dumneavoastră și am trebuit să mă comport. În primul rând, fără să o luăm în mod protocolar, mulțumesc pentru invitația care mi-a fost adresată, tăcerea este deosebită, faptul că ne reîntâlnim tot așa de tineri, tot așa de optimiști și mai ales cu gândurile numai de bine în această tumultoasă și inegalabilă primăvară anului 2013. Pentru că mi-a sugerat principalul organizator să spun doar câteva lucruri, nu am răsfoit-o decât foarte puțin, dar rămâne un punct important și, de ce nu,
este un moment de cinstire a orgoliului nostru de cadre didactice, atunci când, în aceste momente de recesiune mondială, deci nu numai basuliană, deși noi suntem cotați ca cel mai, cu ghilimele de rigoare, sărat, ca să-mi spun altfel, județ al UE-iste, României, să spunem noi, tot ce vreți, UE-iste și așa mai departe. Trecând peste acest lucru, încă o dată sincer felicită și dacă o să ați apelat și o să aveți nevoie și de sprijinul nostru, categoric vă rog să apelați și vă răspunde. Felicitări încă o dată pentru toată plăcerea. Da, toată plăcerea. Sigur, situația și momentul în care îmi revine este oarecum dificil, pentru că eu sunt în general obișnuită să vorbesc, câteodată să vorbesc foarte mult, unii dintre voi știți foarte bine, mai încam și pauza, mai era și altceva, încât acum, într-un ritm care vreau să-l derulez foarte rapid, să încerc să spun câte ceva. Ieri am avut o lansare la Liceul Codreanu și acolo a fost mult mai generos pentru că mi-a pus la dispoziție o oră. Nu o să fac acest lucru pentru că citesc din privirile dumneavoastră că mă veți însoți doar bucuria, doar în câteva din aceste perituri, pentru că colegii mei au spus deja extraordinar de multe lucruri. Ce vreau să vă spun? Sunt în fața celei de-a 14-a lucrări pe care le-am împărțit, așa s-a merit, așa a avut karma, 7 să fie de istorie, 7 să fie de literatură. Faptul că am început cu istoria Brâlagului, pentru că era o necesitate la vremea aceea și probabil am scos deja 2 ediții, lucrul acesta mă va ambiționa și voi trece la o reeditare într-o formă nouă pentru cea de a treia ediție a origină brâlădeană demonstrată și oricine se mai îndoiește nu înseamnă decât că este un om lipsit de cunoaștere sau este categoric bănuitor sau răuvoitor, nu intrăm în astfel de probleme. Deci lui Alexandru Ioan Cuza i-am dedicat niște volume pe care le-am coordonat legate de posteritatea lui Alexandru Ioan Cuza și un termen care mi s-a părut extraordinar pentru că lipsește în general românilor astăzi, Alexandru Ioan Cuza și demnitatea națională, pe care am coordonat-o în anul 2008. De asemenea, era necesar ca să scot o monografie a Societății de Științe Istorice la cei 60 de ani de la întemeiere, una dintre cele mai active și apreciate, să spunem noi, filiale ale Societății Naționale de Istorie, zona Brâlagului și din zona Vaslui. Facem foarte puțin pentru ele. Câți dintre noi ne mai aducem aminte, eu știu, de Dimitrie Cantemir și nu intru în amănunte? De câte ori îl amintim? Cum îl amintim copiilor? Undeva trecător? Cât mai facem câte ceva? Cei din zonă sau pentru noi? Care este un brand? Este un brand național, este un brand european. Cine mai vorbește de Vasile Pârban? Ah, când din întâmplare ajung până la muzeul din Vârlaș și spun, știți, muzeul acesta se numește, sau îl scriu undeva, eu știu, într-o invitație, muzeul Vasile Pârban. Cine mai vorbește despre această personalitate apreciată încă din timpul vieții, acest academician care a fost Vasile Pârban? Cine mai amintește de Alexandru Chiripide? Deci, din CV-ul pe care mi l-a trimis, din ce anume a mai cercetat, când este considerat savant, când predă la una dintre cele mai, Columbia, deci una dintre cele mai mari universități, nu din New York, nu din Statele Unite, ci din lume, când acolo este etichetat drept savant, în domeniul, să spunem noi, a geologiei și așa mai departe, atunci îți crește inima. Cât știu însă despre acest Crânganu, Costel Crânganu, despre el este vorba, ca una dintre marile speranțe ale României și ca ei categoric comit și punți alții. Deci cu asta am încheiat, dacă undeva, totul deosebită, fiind în această carbă, deci în această zodie a săgetătorului care se vorbește despre cei care călătoresc foarte mult, mai mult sau mai puțin, aventurieri, temerari, etc., etc., lucrurile acestea pur și simplu mi s-au implementat și nu de acum, nu de ieri, de-al altăieri, ci practic de o viață. De o viață am simțit acest lucru că nu pot să stau într-un spațiu închis și îmi trebuie spații, să spun, deschise. Cei care a fost la și a fost elemeni știți problema soarelui, da? E soare, înseamnă că e bine și nortele sunt mai ridicate. Revenim la deci, practic, am călătorit pornind
să folos țara, deci fără să fiu ipocrită, și unii ați mers cu mine în excursiile pe care le făceam în țară și mai ales în zona montană, după aceea am, pentru că am călătorit mult și înainte de 90, apoi ceea ce înseamnă zona limitropă și ceea ce aparținea unui anumit spațiu pe care l-am vizitat, să spunem noi, de mai multe ori, iar în preajma lui 90 și mai ales după 90, să extind spre zona vest-europeană, pe care, repet, deja o consider țara mea cea mică, țara mea cea mică, da? Iar apoi am spus, de ce să mă opresc la Europa? Nu pot să rămân la Europa, conform la ceea ce vă aduceți dumneavoastră, nu? Peste 9 mări și 9 țări, dacă vă gândiți la Șeherezada și 1000 și una de nopți, am spus, totul se poate realiza. Și la mine a fost această karmă favorabilă, pentru că ca să poți călători, trebuie să existe mai mulți factori, nu numai unul. Unul, spunem noi, și vedeți ce financiar îl împing mai spre spate. A fost dorința mea și, cum să vă spun, posibilitățile intelectuale pe care le-am avut, de cunoaștere istorică, literară, religioasă și așa mai departe. Deci, deodată, prin profesie. După aceea, a fost dorința ca oricărui muritor de a mai vedea și altceva decât suntem în zona respectivă. Apoi, elementul de comparație. Și, în sfârșit, șansele care au fost, pentru că și aici sunt șansele să găsești un mic echipaj de nebun aventurier care să pornească, nu? Fără alte limite și lucrul acesta l-am găsit și, în final, categorii problemele financiare care, printr-o serie și de proiecte și familiale și din afară și de nemoret și toate celelalte la un loc, toate s-au realizat. Asta însemnă Turcia, pe care am vizitat-o de mai multe ori, e vorba de Anatolia, mergând în zona Palestinei și am avut marea plăcere să ajung exact în anul 2000, atunci când se aniversau 2000 de ani de creștinism, să trec în partea de nord a Africii, prin ceea ce înseamnă enigmaticul Egipt și nu intru în amănunte și să ajung în Maghreb, adică în Tunis, Alger și Maroc. Este foarte dificil, aproape că cuvintele nu-și mai găsesc locul. Foarte scurt vreau să fac, să-mi exprim, să spun trăirile și sentimentele vis-a-vis de cele două momente distincte și totuși unitare, să zicem, ale activității de astăzi. Sunt foarte bucuroasă că această revistă Dascălul Vasluian are un titlu atât de generos, Dascălul Vasluian și nu Învățătorul Vasluian, ca o invitație către toate cadrele didactice de a face din această revistă, să spunem, o tribună spirituală, de unde să-și facă auzită vocea, de unde să împărtășească celor tineri experiența. Și nu vreau decât să doresc celor care au avut curajul și inițiativa astăzi cu o mare bucurie, știind că doamna profesor își va lansa aici la Vaslui cele două lucrări, cu emoția de a o revedea, un om deosebit, un om complex, un om pasionat și pasional în același timp, care și-a pus amprenta într-un mod pregnant asupra noastră, în anii formării noastre inițiale, și sunt emoționată și aceste cărți, cu mai ales cea intitulată Hoinărind Pământul. Vedeți femeile, tot cu hoinăreala! Va da ocazia această carte să cunosc și eu frumusețile și locurile fantastice ale lumii prin ochii dumneaei. O voi așeza la loc de mare cinste în biblioteca mea și o voi recomanda și copiilor mei și voi spune cu mândrie. Este inițială. Creat prima dată în primul număr în 1935. Am avut-o pe mine, așa cum știți și dumneavoastră, domnul învățător Andone și dumneavoastră, și promit să vă redau luându-o de la cei care le-am dat și am crezut că prin revista Elanu o vor valorifica. Și atunci o să trebuiască să dau asociației dumneavoastră pentru astea, să aveți toate documentele la dispoziție. Foarte emoționată, văzând titlul acestei cărți, deoarece ultima oră de istorie din fiecare trimestru, doamna profesor ne-a acordat nouă elevilor și ne povestea impresiile sale din croaziere, iar noi, fascinate ca adolescente, trăiam odată cu dumneaei
neavând posibilitatea pe vremea aceea să călătorim. Culturale, artistice și metodico-științifice de la Casa Corpului Didactic au fost multe activități frumoase începând de la zilele Casei Corpului Didactic, dar vreau să vă spun că aceasta este una dintre cele mai reușite și mă bucur că eu, coordonator din umbră, am reușit să vă fac să vă întâlniți învățătorii cu doamna profesor, care impecabil ne-a educat în timpul liceului pedagogic. Rămâneți profesoara mea de suflet.